pasă pentru o mitică, mitică, nu se poate mitică, deci, doamne, doamne, să se recupereze Mason Greenwood, că nu se poate așa ceva, vine Florinel Coman, vine centrarea pentru Florinel, nu se poate, ce intervenție are portarul, Asta pasă pentru George Ganea, bară, bara ne salvează. Primul meci din playoff, noi avem încredere că putem să obținem cele 3 puncte în fața propriilor fani și este o misiune extrem de importantă pentru noi pentru că vrem să fim la egalitate de puncte în continuare cu Cefre Cluj pe prima poziție să la băieți, eu sunt Rect și bine ați revenit la cariera cu FCSB. A început play ul prieteni și este timpul să jucăm și noi niște meciuri în Liga 1. Avem 10 meciuri de acum încolo în această carieră, să vedem cum luăm campionatul și de asemenea avem și finala Cupei României cu Universitatea Craiova. Deocamdată noi suntem pe poziția a doua și suntem la 3 puncte de CFR Cluj. Deci dacă batem pe Astra acum o să fim la egalitate pe primul loc cu CFR, care a bătut-o pe viitorul Constanța cu 4 la 0, deci dacă nu cumva facem noi o vreo minune cu Astra Giurgiu, probabil o să fim pe poziția a doua, dar Nu prea contează că sigur o să luăm campionatul dacă ne concentrăm. Oricum, avem uh, Sergiu Bush în continuare în față pentru că, din nefericire, Mason Greenwood încă este accidentat. O mare pierdere pentru noi. S-a accidentat în Europa League din uh, nefericire, mai ales după o fază care nu anunța absolut nimic și Mare păcat, îl lipsește două luni, dar sperăm să uh, se recupereze cât mai repede pentru că avem nevoie de el în dubla manșă cu Wolfsburg. Sau dacă trecem de acest adversar mai departe în semifinale, ar fi foarte important să-l avem pe acest jucător cu un potențial extraordinar, dar uh, care din păcate este nevoit să stea pe bară o perioadă. Pas acum pentru Sergiu Bush, nu este offside Sergiu Bush. Buș, trimite pentru Ianis Hagi. Hagi 1 la 0. Asta este simplu. 1 la 0 deja pentru FCSB. Dacă dăm 3 la 0 înainte de pauză putem să sărim la rezultat pentru că deja E, e gata. Azulei, dar în fața lui Burcă, ce să faci acolo, Azulei? Coman, Ovidiu Popescu, hai să dăm lovitura, să încheiem meciul foarte, foarte repede. Pasă pentru o mitică. Mitică! Nu se poate mitică. Deci, doamne, doamne. Să vină, să se recupereze Mason Greenwood. Că nu se poate așa ceva mitică. În situația 1 un la 1 cu portalul, trage direct în el. Nu se poate așa ceva mitică. Vine centrarea acestuia și lovitorul lui Tănase. Lovește plasa laterală, Tănase. Azulei. Și încă o dată Burcă, deci n-a avut nicio șansă astăzi Azulei în fața lui Andrei Burcă, fost jucător al CFR-ului o schimbare extrem de inspirată pentru FCSB. Și acum o pasă pentru Mitică. Hai să vedem Mitică. Shoot în blocaj. Avea multe soluții. Putea să dea pasă. Din păcate, ne inspirat Mitică Cardoso. Vine Florinel Coman. Vine centrarea pentru Florinel. Nu se poate. Ce intervenție are portarul lui Astra. Iată, 0 shoot din partea Astra. Incredibil. 6 shoot 4 pe partea pentru FCSB. Clar am dominat această partidă. Cu toate că posesia a fost doar 44% pentru FCSB. Este Dumitru Cardoso. Cardoso pasă spre tănase, dar imprecisă din a lui Mitică Cardoso. Chiar o mutare neinspirată a FCSB-ului. Mitică Cardoso chiar nu a, a convins de când a venit la FCSB a înscris sigur câteva goluri două reușite în Europa League de asemenea dar evoluează mult sub așteptări este Tănase Tănase ce gol Tănase de la marginea careului. 2 la 0 pentru FCSB și cred că este gata. Victoria este clară. Cele 3 puncte sunt în banca FCSB-ului cu siguranță și urcă la egalitate de puncte pe prima poziție cu CFR Cluj. v 3 intră în careu și pasă pentru Parker, dar intervine bine fundașul lui FCSB, dar iată ce greșeală facem și da, nu ne concentrăm deloc, mă, pe partea asta. E incredibil, mă, cum poate să preseze adversarul. Ei, aiul ăsta pe Legendary, ei câteodată chiar, nu știu, se lipește pur și simplu de minge și... Iar luăm gol la Iura. incredibil așa ceva nu se, nu se poate Chiar trebuia să scap de ea Nu știu ce se întâmplă aici Dar iată Că n-am avut niciun fel de timp de reacție acolo Cu capitanul Cu Ovidu Popescu Ai Parker Reduce din diferență Dar prea puțin prea târziu Nu se poate face nimic Să se schimbe rezultatul acestei partide Parker pentru Răduț Au prins curaj cei de la Astra Azulei Azulei, pasă interesantă pentru Parker, dar șutul acesta e blocat de Cristea, excelent. Tănase, tănase, aceeași fază, tănase, scoate până la urmă portarul bolboașă. Haideți băieți să încheiem partida acum, se face schimbare înainte de corner. Superstiția spune că nu trebuie să faci niciodată așa ceva când urmează să apere un corner, Hai să vedem, să profităm de acest lucru, să ne ajute universul, dar centrarea este absolut dezastroasă. Hagi pentru mitică Cardoso, când ajungi la mitică deja nu mai, nu mai ai nicio speranță. Deși, pasă bună Hagi, nu se poate. Florinel Coman cu recuperarea. Florinel, hai Florinel, Florinel cu un șut destul de anemic. Ne-am cam bătut joc de această fază și să sperăm că nu o să se răzbune aceste ocazii. Mitică Cardoso pierde posesia și este un singur minut de prelungire arată de la margine, nu se mai poate face absolut nimic. Cele trei puncte sunt în banca lui FCSB, dar să vedem care este scorul final. Să vedem dacă m-am înscris și la această fază este centralul lui Hagi scoate portarul și va fi un ultim corner în această partidă. Se face încă o schimbare, dar nu mai contează. Nu înțeleg de ce l-ai schimba. De ce ai face o schimbare în condițiile în care asta este literalmente ultima fază? Meciul este pierdut, nu mai contează, chiar dacă îl schimbi în speranța că o să se descurce bine pe, faza fază de apărare și o să blocheze un eventual șut al nostru, tot ce contează că se terminăm partida. În fine, nu știu. Ca să nu spună că nu l-a băgat, presupun că de asta. În orice caz, se termină partida și noi obținem o victorie cam chinuită teoretic, dacă e să ne uităm pe tabelă, pare a fi o victorie chinuită, dar sincer, noi am dominat. Iată și care este situația. 12 șuturi, o pe poartă și doar două goluri. Mare păcat, dar am și încercat să o șutăm de la mare distanță. Am cam testat anumite strategii de atac în această partidă, dar am reușit să obținem totuși victoria, ceea ce este foarte, foarte bine. Practic, astăzi am dominat partida, dar din nefericire rezultatul nu prea reflectă ce s-a întâmplat în meci. Oricum, ce este cel mai important e că am obținut cele 3 puncte și suntem la egalitate cu CFR Cluj în playoff. Acum trebuie să ne concentrăm la următoarele partide din Europa League și de asemenea și din playoff. O să avem cu viitor Constanța în deplasare data viitoare și trebuie să obținem încă o dată victoria ca să ne menținem în lupta pentru primul loc. Iată că Cefre Cluj pierde partida dându-ne șansa să trecem pe prima poziție, iată Botoșani se impune în fața lui Cefre Cluj la Cluj acasă, incredibil. Așadar noi dacă batem pe ultima clasată din playoff, putem să trecem pe prima poziție și o să rămânem acolo din acest punct mai departe. Ok, perfect, Viitor Constanța, o să-i spulberăm, nu o să avem în principiu nicio problemă, dar din păcate în continuare este accidentat Greenwood. Nu putem să ne bazăm pe el pe partea ofensivă, dar avem totuși încredere că apărarea lui viitorul nu o să fie prea greu de distrus. Iată echipa cu care am făcut prima carieră pe acest canal versus echipa cu cea mai nouă carieră. Tănase pentru Sergiu Bush, Bush pentru mitic. Da, nu pot să o spun că mă mai surprinde acest lucru. Mare, mare dezamăgire, sincer. Credeam că urma să joace mult mai bine la FCSB, credeam că o să aducă un plus pe partea ofensivă. Pe dvd așa părea, dar m-am păcălit cu mintică. Are cel mai slab atac din playoff, deși a trecut doar un meci, adică nu are niciun sens. Ok. Și iar noi suntem echipa cu cea mai bună defensivă pentru că n-am let decât un gol în prima partidă. Dar sunt niște statistici care sunt chiar stupide pentru că ce, ce concluzii poți să tragi după un meci, sincer. Este deci Florinel comandar, poți afară din joc, păcat. Pasă, bună, țin de minge, totuși vine Casap, Casap, pasă, șut, Ciobanu, gol! Este Ciobanu, un marcator extrem de improbabil, cel puțin în cariera cu viitorul Ciobanu. N-aveam nicio speranță, când ajungeam minge la el și trăgeam, nu exista absolut niciun fel de șansă să dea gol. Dar iată că în FA21 împotriva noastră, AI-ul reușește să îl folosească într-un mod magic pe Ciobanu. Și o mare greșeală în apărare și este 1 la 0, un rezultat destul de surprinzător. Ar fi un mare dezastru, am pierde o oportunitate destul de mare să trecem pe prima poziție, pentru că CFR s-a încurcat cu Botoșani, noi nu ne permitem să ne încurcăm cu Vitor Constanța. Managerul lunii, George Ștefan, un titlu care nu contează prea mult, atâta timp cât nu primește mai mulți bani, ce importanță are. Casa pasă pentru George Ganea, bară, bară ne salvează. Ne pune mari probleme viitorul Constanța pe partea defensivă. Este Cristea, iar noi n-am avut nicio ocazie decât un șut al lui Dumitru Cardoso, dar având în vedere autorul acelei execuții, la ce să speri. Este Dumitru Cardoso, un careu, Dumitru Cardoso, 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 îl găsește pe Florinel Coman, Coman, șutul său este deviat, vine Bush la recuperare, Bush trimite pentru Iani Hagi, Hagi, n-are nicio soluție, îl găsește pe Bush, și, haideți băieți să înscriem la această fază, dar o pasă extrem de imprecisă. Sergiu Bush îl vede bine pe Florinel Coman și Coman pentru Mitică, nici Mitică nu poate să rateze de aici. Este gol pe 1 la 1 chiar înainte de pauză, în ultima secundă posibil, în ultima, în ultima clipă posibilă, reușim să înscriem, dar ce pas a găsit și um, jucătorul nostru pentru Florinel Coman și apoi centrarea perfectă pentru uh, Mitica Cardoso și Cred că dacă ratat de acolo, îl dădeam afară, îl dădeam împrumut la o echipă din Liga 1 sau îl trimiteam la FCSB 2. 3 șuturi, 2 pe poartă pentru noi, per total am arătat ca fiind echipa mai puternică din punct de vedere al pe care le-am creat, dar deocamdată doar unul la 1 pe tabelă. Pas acum, nu este offside la Florinel Coman, Florinel, Florinel centrare și pe lângă poartă, ce se întâmplă? A lovit mingea Dumitru Cardo, trebuie să vedem reluarea sau a fost pur și simplu mingea lui Florinel Coman care iese în afara terenului. A lovit-o cineva? Ah, cred că a șters minge acolo Dumitru Cardoso, dar din păcate nu găsim spațiul porții. Mare păcat de această fază, dar totuși o decizie curioasă a lui Florenel cum să centreze de acolo. Trebuia un șut sau să mai țină de minge. În orice caz, rămâne 1 la 1 și trecem pe prima poziție dacă se menține acest rezultat, dar totuși am vrea o diferență mai mare față de CFR Cluj. Este George Ganea, Ganea, Casap, Ganea și mingea la Cristea, dar trimite direct la adversar. Nu se poate, să nu luăm gol la Iurea, să nu luăm gol așa. Nu așa. Burca, eroul nostru din aproape fiecare partidă, burcă, stâlpul apărării noastre, se descurcă bine și în această seară și iată pe Dumitru Cardoso și pasă perfectă, Dumitru, hai Dumitru, hai Dumitru! Da, ok, am avut pentru o clipă, am avut ceva speranță că poate să dea gol, dar dezamăgește... Aproape ca de obicei. Popescu, să vedem continuare. Este pas acum pentru Florinel Coman, dar prea puternică. Nu! Florinel Coman ajunge la bince și vine centrarea și... Nu se poate. Și Buș dă pe lângă. Nu se poate așa ceva. Suntem blestemați, oare? Dacă și Sergiu Buș trage pe lângă. Dar iată cât de... Era mai greu să trage așa, dar aproape paralel cu poarta. Incredibil cum sare mingea din piciorul său. Mare păcat. Nu era o execuție dificilă deloc. Cel puțin pentru un atacant n-ar fi trebuit să dea pe lângă. Mare, mare păcat să nu profităm de greșeala lui CFR Cluj din această etapă și să nu ne distanțăm considerabil de aceștia. Este acum o pasă la limita offside-ului stătea Ianis Hagi. Hagi înaintează în partea dreaptă. Ianis Hagi să vedem centrarea acestea pentru buș. Gol! FCSB! Asta este, mă, în sfârșit. Reușim să înscriem și cred că este gata. Nu se mai poate face nimic. Este, până la urmă, o victorie meritată de ai noștri și ne impunem în fața uh, echipei cu care am făcut prima carieră pe acest uh, canal. O carieră care nu s-a terminat încă pentru că trebuie în continuare să filmez ultimul episod. Dar uh, o să vină. Hashtag Soon -ish. Dar ce execuție perfectă. Și iată, Sergiu Bush reușește să înscrie golul uh, probabil al victoriei. Sigur, mai sunt câteva momente din această partidă, orice este posibil, dar, sincer, ar fi o mare nedreptate să egaleze viitorul în ultimele secvențe posibile. Două minute de speranță pentru viitorul că poate să obțină un punct amărât din această partidă, în fața propriilor fani. Și Andrei Burcă, eroul nostru, ne obține cele trei puncte, gata, se termină aici și avem trei puncte și urcăm pe prima poziție la trei puncte de CFR Cluj, excelent, ne-am descurcat în acest episod, iată 7 șuturi, 4 pe parte din partea noastră, un singur șut pe poartă din partea viitorului, era nedrept să obțină puncte viitorul în condiții în care n-a arătat practic nimic. Încă o victorie pentru FCSB în playoff, însă din păcate s-a cam repetat istoria din meciul cu Astra. Noi am dominat practic partida, însă am obținut doar un avantaj minim și este foarte important că obținem cele 3 puncte și profităm de greșeala lui CFR Cluj și obținem prima poziție acum în playoff, însă mai sunt multe aspecte ale jocului la care trebuie să lucrăm și în special pe partea ofensivă, pentru că noi creăm multe oportunități, dar nu transformăm de prea multe ori. În orice caz, este nevoie de timp să reglăm și această situație, dar, pe total, rezultatele vin și asta este tot ceea ce contează. Ei bine, băieți, urmează dubla cu Wolfsburg. O să fie un episod separat cu doar cu aceste confruntări, după care avem cu Craiova și cu Botoșani în următorul episod din playoff. Oricum, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, lăsați un like. Dacă n-ați făcut deja, dați subscribe canalului și dați pe acel clopoțel să fiți notificați când o să postez video noi și urmăriți-mă data viitoare să vedem ce vom face în continuare cu FCSB în această carieră. Ok, băieți, la revedere!